Vă vedem la un episod, eu sunt Cezar și în acest episod ne jucăm o hartă făcută de Matei. Matei este singurul meu abonat și are 14 ani și este din București. Și este din București și mi-e frică de limite de edition. Cum adică? Și e singurul meu abonat printre părinții mei. Și el astăzi mi-a făcut o hartă și o să fie o serie numită Hărțile abonaților și o să vă las adresa mea ca să-mi trimiteți hărți în descriere. Deci hai să începem harta. Aceasta este pătucez, adică pentru cez. Aole. Și eu sunt prieten cu el și el îmi știe numele mai scurt, Cez. Bine. Play. Sunt pe flat. Mod explora. Deci hai să începem cu panoul ăsta. Despre creator, mă numesc Matei, am 14 ani și sunt din București. Asta v-am zis. Regul, stai pe peaceful, sunt pe peaceful, nu sparge blocuri. Nu pot. Și nu trișa, adică cred că comenzile. Ok. Această hartă este în engleză română. Adică și engleză și română. Zi, stop ploaie, ține itemele, mod explorare. Adică, mod explorare, adică să, cum se numește, să, adventure. Advent. Ok. Și aici sunt levels. 1. Trage cu arcul. Ok, e ușor. Find the button. Find the lever. Parcurs și labirint. Primul, tragem cu arcul. Ce e asta? Un chest. V-am citit toate astea? Cred că asta nu. Time is 3 ore, 38 de minute, 49 de secunde și 9 milisecunde. Și mi-a scris și aici. Ore, minute, secunde, milisecunde. Și nu știu ce cu ore asta de aici. Ok? Cred că asta e tot. Și multe comentarii. Am crezut că pot să văd ce comenzi a băgat. Ok, dar știu ce comenzi. Un arc și 10 săgeți. Ok. Cred că trebuie să... Am activat-o. Și ăla. Da, din prima, mamă, ușor. Să pun la loc, zice durabilitate. Durabilitatea nu zici. Ne punem așa la loc și mergem mai departe. Tare din cuart văd. Ce e asta? Ce? What is this? Ok, să ne prefacem că n-am văzut aia. Find the button, find the lever. A zis că find the button, apoi find the lever. Ce? Asta aici. Deci trebuie să găsim buton, copaci. Nu pot să mă urc că e de 3. Eu mă urc pe la scările astea, poate ceva. Ia uite-mă. Aici. Am apăsat. Cred că n-a activează nimic. Și find the lever. Mamă! Zici că s-a stricat Minecraft-ul.
Mi era solo calcolo. Guarda, blocco invisibile, blocco invisibile. M'ha panicato. C'è trebuie să... Ceva bloccaggio aici. Ușa asta e băgată în pământ. What is happening here? Habar n-am. Ce? Ah, cred că m-am blocat. Ah, nu. În primul rând, ce-i cu ușile astea de aici? A, uite-le, vor, frate. Ha, ce ușor. Ușor, mă, foarte ușor. Mă, deci, între ghilimele. A, cred că e bloc, da, e bloc. Am activat. Și acum cum plec? A, lol. Am găsit și ăsta. Apoi, urma parcurs. Lol, uite copaci. Mă, și uite. Cred că vrea să arate că aici au fost tăiați copaci. Mamă, mamă. Nu! Dai checkpoint-ul! Asta mi-am dat. What is? Ce-i cu... De ce aici eram eu? Stai să mă dau pe creative. Game mode. A zis să nu trișăm, dar eu n-am ce face. Trebuie să intru. Și trec de parcurs că trebuie să-mi dau de nu știu câte ori game mode creative. Ajunge aici. Cred că ajunge jos aici, gata. Stai să mă dau pe survival acum, nu pe game mode. Adventure. Pot să sparg? Nu pot. Perfect. Și asta e labirint. Ce caută găi? A făcut și un ou, frate. A, mai de la cu... Așa. Capăt. Așa. Și nou. Păi uite, lol, o să lasă găina să facă ouă. Asta e greu să... Congratulations, Cezar. You can play on creative mode. Nu mai contează. And you can't destroy the map. Ok. Eu pot să sar aici. A pus blocuri invizibile. Bine. Bă, a pus blocuri. Ok, hai ce e aici? A început să plouă. Diamond chestplate, diamond helmet, diamond barrier, flint and steel și TNT. Mă, nu vreau să distrug harta, dar vreau să văd cu barrierul. Ok, o să alerg random prin asta și cred că o să ies. Și să mă aruncă... Stai, nu păstrează itemele, nu? A, ba da, le păstrează. Hai să vedem ce a făcut. Unde a pus mai exact barierul și ăsta a fost tot videoclipul. Aici erau barieruri. Bă, cred că nu merge pe survival să-mi arate barierurile.
Nu mi arată. Deci cam asta a fost toată mapa. Ne vedem. O să luați adresa din descriere și să-mi trimiteți mape. Ne vedem la un următor videoclip care cred că o să fie cu Minecraft. Sau depinde ce vreau eu să fac. Deci, bye bye!